Cine falsifică certificate de vaccinare sau teste COVID face pușcărie. E amenințarea lui Lucian Bode, ministru de interne și de justiție în același timp. Sunt foarte mulți români care abuzează de ele, iar Bode vrea să pună punct și gratis. Avem în acest moment 362 de dosare penale în lucru, 850 de persoane cercetate pentru teste PCR false, pentru certificate COVID false, pentru adeverințe de vaccinare false. Le transmit tuturor, atât celor care facilitează obținerea acestor documente false, cât și cei care cred că beneficiază de aceste certificate false, de aceste adeverințe false, toți vor ajunge în pușcărie. Tot la dosare penale vrea să ajungem și președintele Colegiului Medicilor din România. Când va trece această pandemie, trebuie să găsim și niște vinovați, nu numai moral, ci și penal, pentru că au fost făcute niște greșeli. De ce nu s-a acționat încă din vară, când s-a discutat despre certificatul verde, testarea obligatorie și vaccinarea personalului medical? Toate acestea sunt lucruri care puteau fi făcute încă din vară, când s-a discutat la guvern și la minister. De ce nu au avut curaj să le implementeze atunci? S-a întrebat Daniel Coriu. Este un interviu pe care l-a dat în RFI. Un discurs antivaccin l-a folosit și episcopul de Giurgiu, Ambrozie. Nu vă speriați nici de vaccin de COVID. Nu vă grăbiți să vă vaccinați. Lăsați-i pe ei să se vaccineze întâi. Întâi toți parlamentarii și toți senatorii și deputații și la urmă de mai rămâne un vaccin din asta, 120 de milioane cumpărate de Cățu, atunci să vă vaccinați, că sunt expirate și încearcă să le vândă în străinătate. Vedeți? Dau foc românilor în spitale. Cum se poate? S-a întâmplat la București, cum s-a întâmplat la Iași, până la Constanța, arde de vin spitale. Sigur că e o făcătură. Nu se poate ca mileniul ăsta al treilea în care trăim noi să n-ai detector de fum acolo, să nu ai paznici de noapte, să ardă oamenii cu branole pe mâini și legați de pat. Atât de mult și-au bătut joc de țară și de noi. Poporul trăiește în frig și în foame mai rău decât în perioada comunistă. Niște hoți și niște pungași. Cine ne va plăti pensiile mâine, poi mâine? Dar aud că fondul de pensii l-au consumat ăștia pe campanie. Între timp, în Italia continuă protestele de stradă. Chiar dacă procentajul de vaccinare a ajuns la 81%, italienii sunt împotriva certificatelor COVID. Nu vor ca angajații să fie obligați să meargă la locurile de muncă cu adeverință de vaccinare sau test COVID negativ și susțin că așa ceva este neconstituțional. La Trieste, forțele de ordine i-au bombardat cu turnuri de apă. Protestatarii nu au părut însă prea deranjați, majoritatea erau obișnuiți cu apa pentru că lucrau în port. Angela, eu această declarație a ministrului Bode, sincer, nu pot decât să o critic. Asta pentru că el vine și ne spune nouă că toată lumea ajunge la închisoare în contextul în care este în poziția să ia măsuri, da? Să nu se ajungă în situația aceasta. Vine și ne flutură așa legea pe la nas, dar știm că în România, din păcate, legea este aplicată doar unora. Dumnealui a scăpat foarte ușor de anchetele de care a fost vizat, însă aș merge dincolo de exemplul personal. Să ne uităm puțin de fiecare dată când au amenințat ce s-a întâmplat, pentru că ne aducem aminte de perioada stării de urgență, când s-au dat acele foarte, foarte multe amenzi, 300.000 la număr, care ulterior au fost declarate neconstituționale. Ne uităm iarăși la dosarele, miile de dosare care s-au făcut pe zădărnicirea combaterii bolilor. Câte dintre ele s-au rezolvat cu o pedeapsă? Foarte multe dintre ele au fost, foarte multe dintre persoanele care au fost cercetate pentru această faptă au fost achitate și atunci întrebarea mea, unde este acel exemplu de care vorbește Lucian Bode? Pentru că el nu există. Există doar această declarație care iese într-un moment în care statul își dă seama că a eșuat în felul în care a gestionat această pandemie și oamenii de acasă nu-i mai cred, pentru că în momentul în care tu vii cu anumite măsuri, vine Curtea Constituțională și ți le contestă, te trimite înapoi să-ți faci temele așa cum trebuie, toată această bâlbâială și reglementări care sunt ulterior reglementate și așa mai departe, nu fac decât să slăbească încrederea omului în stat. Pot fi de acord cu tine că uneori
autoritățile parcă își pierd mințile, deci parcă nu mai știu cum să mai acționeze într-o situație de criză. Și s-a văzut asta prin toate aceste cifre pe care le parcurgem cu toții zi de zi. Dar nu pot să nu apreciez faptul că iese în față și spune, vorbește despre aceste pedepse care se vor aplica celor care falsifică aceste certificate digitale, celor care folosesc aceste certificate false. Și spuneai de amenzi foarte multe date și anulate apoi și cumva că ar fi niște cifre inutile, nu le văd în continuare niște cifre inutile, mai degrabă le văd că văd că aceste cifre arată că buba de fapt este la fiecare dintre noi. Adică mă uit la ce s-a întâmplat în acest weekend, da? Au fost peste 9.000 de amenzi, au fost peste 8.000 de operatori economici controlați, s-au întocmit 7 dosare penale pentru certificate false, 1,5 milioane de lei în total amenzi date. Bun, poți să vii și să spui, sunt niște amenzi, o să le anuleze sau nu se întâmplă nimic, de fapt ei nu fac nimic. Dar asta denotă ce? Că noi în continuare suntem și noi cu mințile pierdute, deci noi nu înțelegem gravitatea acestei situații prin care trecem. Și apoi, eu din partea unei autorități, la ce să mă aștept? Să nu iasă în față și să nu vorbească despre aceste lucruri și să nu spună, pentru că el a venit acum și a spus, băi, nu mai merge cu restricții. Că nu merge, așa a spus, așa a declarat, da? Venim cu prevenție, că ne plângem mereu, că nu prevenim suficient. Uite, vine cu prevenție, vine cu aceste controle pe care le tot face. Păi, normal că nu funcționează restricțiile în momentul în care le dai, după care le ridici. Ai indice de 7,5 la mie care nu se aplică în București, dar se aplică în Timișoara sau se aplică în cu totul alt oraș. Deși virusul, mă gândesc că se răspândește la fel și în București și în Timișoara. Foarte multe bâlbe și foarte multe restricții care au fost modificate peste noapte, astfel încât oamenii nu mai au încredere. Pe de altă parte, acest articol din Codul Penal privind nerespectarea măsurilor și combaterea bolilor, zădărnicirea combaterii bolilor, prevede pedapsă de la 6 luni la 2 ani cu închisoare sau amendă. Da? Păi și nu e foarte bine, bine să fie pedepsiți cât mai aspru acești oameni care falsifică și care folosesc. Acolo este cu totul altceva, pentru că dumnealui vorbește despre fals și uz de fals și acolo cu siguranță pedepsele sunt altele, mai ales că vorbim despre documente care sunt de... Da, absolut. Certificate digitale, mai ceva europene. Ca buletinul, este un document internațional. Eu nu înțeleg de ce, ok, vedem că în felul acesta cu restricții nu mai merge după un an și jumătate și nu înțeleg de ce instituția MEAI nu încearcă să aplice o altă strategie de comunicare, astfel încât să arate un parteneriat real între autorități și cetățeni pentru a combate această pandemie. Dintr-o dată ne-am transformat în dușmani, statul contra cetățeni, cetățenii contra stat, și atunci nu văd cum am putea să ieșim din acest conflict, până când nu va exista într-adevăr, pentru că modelul Portugaliei pe asta s-a bazat, pe o bună colaborare între cetățean și autorități. Care în mod normal aici, în România, din păcate, nu există. Pentru că noi nu avem încredere în autorități și atunci în această încredere dintre reciprocă, da, între autorități și noi, poporul, se construiește în timp. Nu se poate construi acum, când noi suntem într-o situație de criză, într-o bulă de o lună de zile în care avem un număr foarte mare de cazuri pe zi. În aceste momente, în această lună, octombrie, tot ce poți să faci este să vii cu cât mai multe controle, cât mai multe amenzi, cât mai multă prevenție, câte mai multe sancțiuni și, bineînțeles, ar fi bine să introducă și acele restricții. Dar dacă tot suntem roșii. Vino și spune, măi omule, tu folosind un pașaport digital fals, îți faci un deserviciu ție. A spus. Poți să spui asta. Nu veni, gata, te bag la pușcărie. Pentru că și mai tare îi vei întărâta pe oameni și îi vei încuraja, într-un fel, să facă această ilegalitate. Bun, nu știu dacă ar trebui să te încurajeze. Adică dacă te încurajează faptul că eu vin și îți spun, băi, intri la pușcărie dacă mai falsifici certificate, dacă pe tine te încurajează ca om să faci și mai rău, înseamnă că deja problema chiar nu mai este la autoritate. Păi îți spun eu de ce va fi mai îi va încuraja, pentru că în mod real, așa cum a fost și cu amenziile și cu dosarele și cu toate anchetele deschise în această perioadă, nu s-au soluționat. Și o să spună, bă, până ajunge pe mine să mă aducă cineva în instanță și să mă bage la pușcărie,
va dura mult și bine. Eu vreau să ies la cârciumă și să petrec cu prietenii mei. Uite că a venit și a spus, pe lângă toate acele cifre, că 850 de persoane sunt cercetate acum pentru teste PCR false, certificate false, adeverințe de vaccinare false, 362 de dosare penale în lucru și câțiva dintre ei deja în arest. Deci niște lucruri se mișcă. Cât de cât. Haideți să mergem și în juriu la Laura Scântei, juratul nostru de astăzi. Cum vedeți dumneavoastră această pedeapsă sau, mă rog, declarația a ministrului de interne? Credeți că va avea vreun efect să îi descurajeze pe cei care, iată, au început să falsifice certificate? Este extrem de gravă declarația ministrului și chiar vreau și voi și cei care ne urmăresc să o ia în serios. Și o să vă spun două chestiuni foarte simple. Statul are o singură obligație acum în perioada asta de pandemie și care decurge nu din legii mărunte, ci însăși din Constituție, să vă protejăm sănătatea. Asta înseamnă, dincolo de o afirmație din Constituție, dreptul la sănătate e garantat, statul are obligația să ia măsuri pentru protecția sănătății publice a tuturor. Asta înseamnă o obligație simplă. Să vă spun că este boală. Să vă spun cum să vă feriți. Să vă spun cine sunt purtătorii și voi să decideți dacă interacționați sau nu cu ei. Acesta este rolul, motivația pentru care legiuitorul, guvernul, a introdus folosirea certificatelor verzi pentru ca cei care sunt vaccinați sau nevaccinați să ia cunoștință că în anumite spații publice în care circulă în mod constant supermarketuri, restaurante, școli, spitale, interacțiunile lor cu ceilalți cetățeni sunt cu cetățeni care fie sunt vaccinați, fie nu sunt purtători, adică au trecut prin boală și au un certificat de trecere prin boală, sunt mai puțin, ca să spun așa, contagioși sau au un test PCR. Tocmai pentru ca voi să vă puteți exercita toți ceilalți drepturi în diverse locuri publice, fără riscul de a fi contaminați, măcar să știți că interacționați cu o persoană bolnavă. Este obligația statului, nu pot fi absolvit. Dacă eu nu vă asigur că asta, dacă statul nu vă pune la dispoziție tuturor cetățenilor sănătoși din țara aceasta, indiferent că sunt vaccinați sau nu, cadrul legal de informare și de protecție a sănătății publice, cel care se îmbolnăvește intrând în contact cu o persoană care e purtătoare de virus și nu am făcut nimic ca să obligă acel purtător de virus să se verifice în prealabil, eventual să se vaccineze, să facă dovada compatriotului că este trecut prin boală sau are un test pentru a intra, un test negativ PCR pentru a intra în spațiul acela public în acel moment, în acea zi, cu alte oameni sănătoși, pot fi dat în judecată. Statul poate fi dat în judecată pe bună de dreptate, pentru că nu a luat toate măsurile legale pentru a-i informa și proteja pe cetățenii ceilalți să se ferească. Nu poți să țin sănătoși în casă doar pentru a-i lăsa liberi pe cei care vor în mod absolut nici să se vaccineze, nici să se testeze, nici să spună dacă au trecut prin boală sau nu. Da? Deci nu putem să-l limităm. Și atunci, în momentul în care am ajuns la concluzia că putem să ne continuăm viețile chiar și în această criză, cum ați definit-o voi, de război, starea de război, lupta unei cu virusul, în momentul în care am permis niște instrumente legale ca să vă pot pune la dispoziție accesul, informația de a vă exercita niște drepturi, dar nu mai fi în lockdown, că am fost anul trecut și știm că nu mai rezistăm, cum ați spus și voi, la restricții, trebuie să ne continuăm viața socială, economică, tot și în același timp să rămânem și sănătoși. Bun, dar pe de altă parte știm că la noi s-a scos din definiția aceea certificatului verde testarea și a fost una dintre măsurile care i-a iritat pe foarte mulți pentru că s-a eliminat această variantă. Vă confirm că nu este scos. Certificatul verde este și astăzi definit în trei versiuni, certificat de vaccinare, certificat de testare și certificat de trecere prin boală. Fiecare are o opțiune să facă dovada în cadrul spațiilor publice pe care dorește să le folosească și care sunt supuse acestei reguli. Vreau să vă spun însă altceva, de ce e importantă și e gravă această afirmație a ministrului de astăzi. Gândiți-vă că s-au făcut deja filiere, facilitatori, rețele
pentru a se produce, pentru a se printa aceste certificate, aceste adeverințe. Ai pe de o parte categoria utilizatorului, a unei persoane care nu dorește să se conformeze și să îl protejeze pe celălalt, deși e o chestiune care vine până la urmă din educația noastră, inclusiv morală și religioasă, să ai grijă asemenului, să-l protejezi, să nu urmărești să-l îmbolnăvești sau să-i produci un rău. Cea mai mare problemă pe care ministrul a sesizat-o astăzi este prezența rețelelor de facilitatori. Și aceștia, nu uitați, sunt funcționari publici, pot fi însă și angajați privați, construiesc rețele, iar aceștia sunt extrem de periculoși și abia aceștia, într-adevăr, sunt primii care trebuie să fie vizați pentru finalizarea procedurilor judiciare și condamnarea lor penală. Pentru că acolo, tocmai datorită faptului că ei au devenit facilitatori și producători de falsuri, ei contribuie și aruncă în aer sănătatea publică. Dincolo, utilizatorul de falsuri, de ce ai folosi un certificat, nu știu, ca să călătorești, să te duci undeva sau să intri la un concert ca să nu te prindă? Asta ține un pic și de conștiința și morala fiecăruia. Și spune multe despre dacă ți-asume atât de senin să-l îmbolnăvești.